am început să joc handbal la CSS Drobeta Turnu Severin. Am continuat la Baia Mare, la echipa de juniori, apoi la HCM Baia Mare, echipa de seniore. Am mers 2 ani la Zalău și de 4 ani sunt la Universitatea Cluj. Ce anume sau cine te-a determinat să alegi această carieră? Tatăl meu a fost cel care m-a determinat, iar apoi lucrurile au venit de la sine. Și dacă ar trebui să o iei de la capăt, ai alege la fel? Bineînțeles. Pentru cine sau pentru ce anume te-ai ridicat din pat în toiul nopții fără niciun fel de ezitare? Cred că pentru orice persoană care ar avea nevoie de mine. Ce drum sau cale crezi că vei alege după ce îți vei încheia cariera sportivă? Cred că o să simt la momentul potrivit lucrul acesta și categoric o să fac ceva ce îmi face plăcere. Ce atitudini sau însușiri crezi că te-au ajutat de-a lungul parcursului tău? Sunt o persoană pozitivă care trece ușor peste obstacole. Ce sfaturi ai da sportivilor aflați la început de drum? Să facă totul din plăcere, să nu renunțe, să meargă cât pot ei de departe. Cum crezi că ai reușit să treci peste momentele grele din cariera ta? Ce fel de resurse ai folosit? Sunt o persoană optimistă și am încercat să fiu mereu pozitivă. Cariera de sportiv presupune și ea un șir de sacrificii. Care e cel mai semnificativ lucru pe care consideri că l-ai pierdut în procesul dezvoltării tale ca sportiv? Cel mai mare sacrificiu a fost probabil momente importante pe care nu le-am putut petrece cu familia. Să spunem că ar exista o rețetă a succesului. Ce ingrediente ar conține aceasta? Cred că să te bucuri de fiecare moment în parte și să fii prezent în fiecare moment din antrenament, meci sau orice fel de activitate e cel mai important lucru.